Sute de angajați ai societăților Soceram și MHC Water Power SA au protestat miercuri 10 iulie, acuzând Societatea de Distribuție a Energiei Electrice România de abuz, prin faptul că aceasta refuză să pună sub tensiune parcurile fotovoltaice înființate de cele două societăți la Doicești, în județul Dâmbovița. Cele două companii au investit aproximativ 10 milioane de euro în sistemele fotovoltaice. Societățile Soceram SA și MHC Water Power SA trag un semnal de alarmă cu privire la abuzurile societății Distribuție Energie Electrică România, DER, în ceea ce privește punerea sub tensiune a parcurilor fotovoltaice dezvoltate de cele două societăți în comuna Doicești de Sud Dâmbovița. Deși au fost depuse cererile și documentele necesare pentru punerea sub tensiune, potrivit legii, pentru perioada de probe a parcurilor fotovoltaice, DER refuză cu obstinație să ofere un răspuns oficial și să procedeze la punerea sub tensiune a acestor parcuri. Dezvoltarea celor două parcuri fotovoltaice de către Soceram SA și MHC Water Power SA la Doicești a presupus o investiție totală de aproximativ 10 milioane de euro, majoritatea fondurilor fiind obținute din credite bancare. Lipsa de acțiune din partea DER față de demersurile noastre împiedică livrarea energiei electrice în rețea, destabilizând astfel planurile de dezvoltare ale celor două companii. Prin neconectarea acestor parcuri la rețeaua de distribuție, DER nu doar că pune în pericol sustenabilitatea investițiilor, dar creează în același timp și prejudicii majore economiei locale din județul Dâmbovița. Situația aceasta pune în pericol stabilitatea financiară a companiilor implicate. Soceram Doicești are în prezent un număr de 440 de angajați. Ne-am adunat aici pentru că cele două societăți au avut niște investiții de peste 10 milioane de euro, pe de o parte cu surse proprii, pe de altă parte cu credite bancare. Și odată obiectivele fiind gata, societatea electrică a distribuției refuză să ne raporteze la rețea. S-au făcut toate demersurile, s-au depus toate documentațiile, tot ce au cerut, însă nu primim un răspuns de la dânsii privind timpul când se va face conectarea acestor parcuri, acestor investiții la rețeaua de energie electrică. Consecințele lipsei de reacție a Societății de Distribuție a Energiei Electrice România ar conduce la închiderea fabricilor de BCA, cărămidă și mortar deținute de Soceram, precum și la oprirea furnizării de energie electrică de către hidrocentralele MHC Water Power SA, fapt care poate să ducă la un dezechilibru pe piața de energie electrică, susțin reprezentanții celor două societăți. Energia produsă la aceste parcuri nu poate fi valorificată pe piețele de energie. Așa cum vedem în momentul de față, România importă foarte multă energie, deci energia pe care noi o producem ar putea ajuta la consumul energetic al României, dar din păcate nu se poate și ca atare banii obținuți și toate celelalte se pierd. Cu alte cuvinte, societatea nu își obține veniturile pe baza investițiilor realizate, creditele bancare intră la scadență și automat trebuie să plătim rate dobânzi la termen, pentru că banca întotdeauna ce îți dă trebuie să-și ia înapoi și ca atare vă dați seama, suntem într-o situație destul de nasoală, nefericită din ambele puncte de vedere. Totul a fost o investiție, iar acum acesta se va răsfrânge asupra situației economice a societății noastre. Ce ar putea fi cel mai grav? Păi, mai ales în zilele de astăzi, cum situația financiară este complicată pentru toate unitățile, sigur nu va avea un impact pozitiv această cheltuială care nu o putem recupera și automat se va restrânge și asupra noastră, a tuturor angajaților, nu numai asupra firme. Am depus în nenumărate rânduri, cred că mai bine de un an și jumătate tot încercăm să facem această racordare a parcului fotovoltaic MHC, urmat de cel de la Soceram. Din păcate nu știm, ne tot întârziem, tot amână, tot timpul, ducem o situație, ne cer alta, ceva este neclar, nu înțelegem, de asta am și apelat la colegi și vrem să strigăm, practic, nemulțumirea noastră.